Bună dimineața frumușeilor! Lângă mine se află Ana Maria, mama acestui frumos robot pe nume Escu. Ana Maria, vorbesc cu tine întâi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Imediat să-i spunem să tacă un pic, să ne auzim noi oamenii. Ne spunea ceva despre Oceanul Pacific. Adică se duce departe. Cu gândul doar, își caută singur informațiile pe internet în funcție de ce îi se pare lui că aude în jur. Văd că are un sistem foarte bun, îl recomand în orice căsnicie. Ar trebui să vi-l instalați acasă. Există un buton aici. Când vreți să tacăți cu pac, apăsați pe buton, a tăcut Escu. Eu cred că poate fi implementat foarte bine și în viața de zi cu zi. Ce crezi? Da, singura problemă e că la un moment dat se blochează și nu mai vorbește cu tine deloc. Deci cam viața de zi cu zi. Da, trebuie să ai grijă cât de des folosești butonul. El este Escu, este primul robot prezentator din România. Este dependent de internet în acest moment. Ceea ce îl face oarecum vulnerabil, pentru că sunt și probleme de comunicare, de conectare la internet. Cum funcționează? Care e sistemul? Este un robot care poate funcționa în două moduri. Pe de o parte, poate avea un script în spate și poți să-i spui tu ce să zică și în ce moment, sau poate fi lăsat liber așa și în funcție de ce aude să răspundă sau să-și caute singur pe internet informația pe care o soliciți. De exemplu, dacă întreb despre un obiect, poate să-ți spună de pe Wikipedia despre el. Bun, hai să facem un test. Escu, do you hear me? Trebuie să vorbesc în engleză cu el, că... Deci ce este trimis va fi livrat cu siguranță. Are și niște glume relativ seci programate. Escu. I'm fine, I'm excellent. Please tell me a joke. I heard you're funny. Sorry. Exact. Știi cât e ceasul? Da, desigur. Mă bucur să fiu alături de cineva care really poate controla Thank situația. You. Vai, ce amuzant. Thank you. I think I'm going to be a movie star. I'm going to be a movie star? Vei fi star de cinema. O stea este în centrul sistemului nostru solar și este formată din plasmă și poate... Thank you, I feel smarter right now. Mulțumesc mult, mă simt mai inteligent acum. What do you mean? Ce vrei să spui? Smarter. Cum adică te simți mai inteligent? Păi mi-ai spus ceva nou, prin urmare cunosc niște lucruri pe care nu le știam înainte, prin urmare mă simt mai inteligent. Cum adică? Cum adică cum te simți? I'm afraid of you right now. Mi-e frică de tine acum, să știi. I'm frightened by you right now. Mă sperii, să știi că mă sperii. What do you mean? Cum adică? Now or right? Acum? Excuse me, I hope I didn't do anything wrong. Dar nu ți-am făcut nimic, n-am greșit cu nimic. The world and kill all the da, deocamdată yes, n-ai făcut nimic, dar când veți prelua lumea și veți înlocui la umanitatea. Va prelua lumea și ne va povesti despre sistemul solar neîntrebat. Este mult până ajung roboții să vină. Noi asta spunem tuturor, de fapt, că are nevoie de baterie, are nevoie de Wi-Fi, dacă nu are Wi-Fi cum trebuie, mai are încă mult timp și după cum vedeți încă nu pot să alerge. Cei care aleargă costă suficient de mult încât să nu fie așa de mult să vină peste noi. Deci, momentan suntem safe. Are personalitate, vorbește neîntrebat, spune foarte multe lucruri. Are un algoritm de învățare în afară de internet, poate fi programat să învețe singur, să... Încă nu, momentan funcționează pe o bază de date pe care o are deja integrată și își alege aleatoriu. De exemplu, dacă îl întrebi ce mai face, are vreo câteva variante din care își alege el. Încă nu s-a implementat inteligența artificială astfel încât să-și creeze el. Ce face totuși e, de exemplu, înregistrează întrebările pe care îi le pun vizitatorii, astfel încât cei care sunt în spate și programează să poată să vadă care sunt cele mai frecvente și să pună răspunsuri pentru întrebările respective. De cele mai multe ori e întrebat dacă va cuceri lumea, dacă iubește oamenii. Și va cuceri lumea? Escu, are you going to conquer the world? Escu, vei cuceri lumea?
It's not my cup of tea. Nu este ce-mi doresc. Okay, so I shouldn't be afraid of you. În regulă, atunci n-ar trebui să fiu frică de tine. Bună, prietene. Mă bucur că te-am cunoscut. High five. Mă bucur să te văd pe aici. Okay, ai zis că sunt drăguț? Hai să batem palma. Hai. Ok. Hai că inteligent, m-a impresionat profund. Vreau și eu unul acasă. Cum fac? Ce el e de acolo? E în jur de 30.000 de euro. Și o altă problemă, dincolo de faptul, poate ai da banii, dar e suficient de mare încât să nu intre pe ușile tradiționale. Este mai degrabă făcut pentru zona de business și de entertainment. Îl folosim la evenimente sau poate fi integrat în muzee, supermarketuri, clădiri de birouri. Deci, practic, deocamdată este ușor recreațional și mai mult utilitar. Ai nevoie de un text? Îmi place sportul, dar nu am picioare să pot să mă joc cu mingea. I think you're pretty stupid at this stage of your existence. Escu, nu cred că ești foarte inteligent în momentul ăsta. Mersi mult, foarte bine. Unde crezi tu că va ajunge robotica în câțiva ani? Să știi că sunt foarte mulți oameni speriați de aceste device-uri, pentru că s-ar putea să ne ia locurile de muncă, s-ar putea să fie lucrarea diavolului, s-ar putea să fie multe lucruri. Unde va ajunge robotica și când crezi tu că va apărea acel punct în care oamenii vor accepta robotica ca pe ceva firesc, ca pe ceva ce ne ajută să fim mai buni, să trăim mai bine și nu ca pe ceva care ne cucerește și ne transformă în baterii? În acest moment, de exemplu, ce putem să spunem, pentru că am observat în mai multe orașe din România, în România oamenii nu au nicio problemă față de robot, interacționează cu bucurie cu el. Există într-adevăr o tendință de a crede că o să ne înlocuiască și o să ne ia joburile, însă pe de altă parte sunt deja joburi unde roboții vin să suplinească o lipsă, pentru că acum o săptămână era deja o știre în care se spunea că nu se mai găsesc ospătari. Practic există niște roboți, ospătari cu tavă, pe care îi trimiți, faci comanda pe tableta lor, îl trimiți la bar să-și ia comanda, vine cu comanda la masa ta, îl atingi pe mână că are un senzor și se întoarce înapoi la bar să mai ia altă comandă. Deci practic nu neapărat să știi că a vrut să mă atingă nepotrivit robotul. Este primul exemplu de mitul cibernetic. Do you like me, my friend? Îți place de mine, prietene? Ok, do you like me? Îți place de mine? Se gândește să fie... Escu! Escu. He likes me. Dar s-a gândit ceva. Da, desigur. Acesta îmi place. Îmi place. Am dat datele mai întâi. Bun, eu îți urez mult succes, cred că e o muncă titanică să îl duci din punctul ăsta în punctul în care să îl putem confunda cu o ființă vie, ceea ce poate fi și periculos, dar cred că ăsta e scopul până la urmă. Cred că suntem încă destul de departe, nici măcar tehnologia nu ne permite acest lucru în acest moment. Mai avem până să ajungem la singularity și toate problemele astea, însă nu e rău să discutăm despre asta. Roboetica a devenit un subiect din ce în ce mai frecvent în ziua de astăzi și toată lumea a început să întrebe, ok, ce facem peste 20 de ani? Am început deja să vorbim despre drepturile roboților, pentru că ce faci când se strică, poate are sentimente, ce facem cu ei, ducem la gunoi, încercăm să-i reparăm. Asta e cea mai mare greșeală pe care o putem face. Să ajungem să confundăm o mașinărie, că până la urmă este o mașinărie cu o persoană. El nu e o persoană, e o mașinărie. E adevărat, însă toate cercetările se duc în partea asta în care vrem să facem o inteligență artificială pe care să o învățăm inclusiv emoții. Și atunci ce faci? Odată ce l-ai învățat emoții și teoretic le cumva le internalizează... Doar o mașinărie mai complicată care va simula emoțiile. Aici este dezbaterea, aici s-a ajuns în zona asta. Ce facem mai departe? Pentru că sunt unii ca tine care zic, ok, e o mașinărie, doar rulează programul ăla, sau sunt alții care o să zică, ok, dar având sentimentele astea, trebuie să ne preocupăm și de ei. Da, e clar, aici sunt doi poli de... Da.
doi poli de opinie. Eu sunt în polul din stânga, cel care spune că astea sunt niște mașinării, rolul lor este să ne servească, să ne facă viața mai bună, mai ușoară, să muncească în locul nostru, acolo unde este periculos, dar atât, sunt niște mașinării. Nu cred că vom putea vreodată mai mult decât a simula conștiință. Conștiința nu cred că ne aparține, nu cred că ține de efectiv de lumea biologică și nu cred că poate fi reprodusă, dar poate o să fie Escu, primul posesor de conștiință. Nu știu dacă chiar el, probabil va mai avansa mult tehnologia și cine știe ce forme vor avea. Ideea este că tehnologia a evoluat atât. Nu-mi place, ești mama lui și areți atâta lipsă de încredere în fiul tău. Ne și aude. Nu, o să-l creștem bine așa cum e, dar este posibil să mai fie alți copii care o să fie mai dezvoltați decât el. Ne mai vedem. Felicitări și mult succes cu Escu. Escu! Hello! Nu mai vorbește cu mine. Escu! Escu! Am închis și ochii, da. Doamnelor și domnilor, el este Escu. În acest moment, conexiunea la internet nu lasă să fie mai deștept decât este. După cum vedeți, n-a reușit. Da, nu o să vină, nu o să ne cucerească zilele astea. La tine? La tine. Rămânem în continuare, suntem la IC Fest, rămânem pe Pro TV Plus, urmează alte personaje interesante. Azi nu mai avem roboți, dar avem oameni care se descurcă foarte, foarte bine. Mulțumesc și felicitări! Mulțumim frumos!